Mă, ce fac? Înapoi cu un episod din Mountain Blade Warband. Da. Da, acum sper să nu mai aveți dungi negri. Bun, am văzut că am făcut diferența. Deci am un video, episodul 10 de acum o lună, care are 64 de vizualizări, și episodul 11 care l-am pus ieri. Nu, alaltă ieri. Sau ieri. Alaltă ieri. Și are 54. M-aș bucura dacă am face aceeași treabă. Adică, nu știu. Hai să creștem numărul de vizualizări. Adică la o trebuie să facem 50, de data asta să facem 55. Și tot așa, tot urcăm cu 5. Până când ajungem la numărul de abonați, adică 131, am impresia. Bun, asta a fost intro, hai să, mă rog, intro. Ce pe voi, ghele. Hai să jucăm. M-am uitat așa un pic pe mapă, cât până să-mi dau și seama când dau și drumul la video. Și am dat de ăștia. Și vreau să-i bat, poate, dacă s-ar mișca și mai repede, ar fi o chestie. Ăștia, North Train Footman. Ia stați un pic, că trebuie să haranjez ceva. Alai. Nu mă mai sună. Plăsi. Stă fă Alai. Așa. Am luat de ăștia. Hai să-i batem, poate cad armura lor. Pentru că ăștia au niște armuri super awesome. O să vedeți acum. Dați cu charge. Iar mă duc eu cu călăriți înainte și mele stim. Da, și bineînțeles, ceața nu a trecut. Cum se treacă. Vedeți armurile cele așa cu zali. Muriți! Ok, hai să așteptăm trupele. Că în modul ăsta. Bravo, mă, deci între scuturi, nici măcar pe scut mi-am dat. Vino mă încă. Bă, tu ești cu mine. Pețele stomacu. Pețele stomacu, mă. Ia uite, ăla e ultimul, fii atent. Iar eu nu am cum să-l bat. Bravo, m-am bătut unul în toată lupta, dar ăla e ultimul. Ia uite și pe ăsta, mă. Uite pe asta. Smooth. Ok. N-avem cum să ne prizonieri. Să vedem, upgrade-am, n-upgrade-am. Alai, asta. Despre asta vorbeam. Wow. Arată prea mișto. Uite și săgeți. Uite, astea 28, nu, nu ne mai trebuie. Luăm astea 30, mai dă și pus unul de aici pe lângă. Spear nu cred că o să-l folosesc vreodată. Să vedem. Upgradăm? Upgradăm. Dar îi dăm la asta. Toporceanu. Unde e Toporceanu? Uite Toporceanu. Asta e 30, asta e 31. A, trebuie să aibă Strange nouă. A, pe scurt încă un punct la Strange, ok. Și mi-am dat seama că m-am uitat pe videoclip. Și am văzut 30. Bun, nu la asta, înseamnă că era la Total Loach ăla. Pentru că m-am uitat pe videoclip, am văzut videoclipul. Și mi-am dat seama că am făcut o greșeală cumva. Că sabia asta dă mai mult ca topor. Și cumva ai... A, uite asta. Atunci dăm asta, uite așa. Arată badass, nu? Da, arată badass. Ia spune mai astea, uite așa. Da, mă, arată BDS eu tot. Deși ar vrea eu foarte mult ăla, dar nu dă așa mult damage. Deci, da. Bun, bun, bun. Ăștia văd că se bat acolo, dar noi n-avem nicio treabă cu ei. Să vedem cu cine suntem în bătălie. Noi suntem în bătălie cu ăștia. Lăsăm să treacă și poate facem ceva. Olo, mă, dar nici nu sunt mult, să știți. 69, 49, uite pe ăsta putem să-l batem.
Suntem 42. Uite așa. Tot BD să arătăm. Ce știți voi? Dă-l ia buci. Dă-l buci. Ai strucat gaming de la ova. Surrender or die. Bă, ăștia din experiența mea cu Mountain Blade-ul n-o să știa niciodată surrender. Sau ce obțin până acum, n-am văzut pe nimeni să-și dea surrender. De fapt, toată lumea fire at will. Acum trebuie să vedem cam pe unde ar veni ăștia. Bun. A, vin frontal. Ok. Am două variante, ori mă duc cu călăreții și mă risc. A, e viața mea, o să farză. Ori mă duc cu călăreții și mă risc să mor eu, iar prietenașii noștri nu cred că fac mari jumecherii. Ori trebuie numai călăreții, ori aștept. Și iau cu călăreții, da, cred că am găsit variante. Opa, a început deja să trag. Hai să vedem ce-i... Aoleu, cât arcașe am. Da, deci trebuie să trag undeva pe acolo. Arău, Ryan, mă rog, plăgi săgeți. Bă, nici nu-s mulți. Everybody charge, aoleu. Bă, da-s mulți. Da, și var arcurile voastre. Bă, ăștia sunt sigur că dacă îi dau jos de pe cală, sunt morți. Pentru că regatul la ăștia se bazează pe călărie. Iar dacă îi dau jos de pe cală, spau ăștia. Da, mai întâi trebuie să reușim să-i dăm jos de pe cală. Iar eu aproape mor. Stau să mă bat. Ok, ăla și-o luat-o la mure. Ok, don't die. Just don't die. Bă, stai că mă iei mai bună. Mele stiți licai. Deci, ați văzut cât de repede mor. Bun, oh, please, come on. Ok, stai. L-am luat pe fraier. Ala-i, bravo. Stai și ăsta e alcaș pe lângă asta. Bravo, mă, ce țintă bună am. Deci ăștia mai au 14. Wow. Ok, uite-te în spate, uite-te în spate. Care-i șița. Nu vreau să mor. Stăm cu scutul, stăm cu scutul, stăm cu scutul. Iată-l, ăla e nostru. Bă, m-aș duce după ea. A, e început să fug, ok, asta e de bine. De obicei în lupte de astea așa mari mă... Mă chinui, mamă, ce acolo. Să le bat șeful, știți? Pentru că odată ce șeful lor au murit, ei aș dau retreat. Bă, la loc. Tu-ți ceapa, mătii. Aoleu.
am atâta im. După cine vă tot duceți după ăla, mă? Dați-mă o dată. Ala. Stați cum mai știu. Credeam că la dipicaria lor vrea să-i trag cu săgeata, dar eram ceva genul să-i dau sau să-i dau. Ar fi tu, bro. Nu mă interesează să iau prizonier deocamdată. Deja că nu mi-am făcut misiunea ce din început. Mi se pare foarte funny pentru că aia de obicei trebuie să o faci ca să vezi jocul, tralala. Dar bun, eu având mai multă experiență, holy man. Holy moly, ce avem aici? Ok, sunt niște chestii bune. În cele astea, sunt mișto. 200, 300 am eu. Nu contează, luăm, le vindem. Bun, cred că am asta au fost pentru lupta asta. Men's are ready to upgrade. Ok. Warriors, ok. Ăștia ce-s North, vreau să-i fac footman. Iar ăștia-i fac asta. Uite, asta, despre asta vă spuneam. Ei, și după asta o să devină și mai OP și mai OP și mai OP. Care o să devină mai OP decât noi. La un moment dat. Ok. Ah, putem upgrada? Putem upgrada. Ok, să băgăm pe trade. Poate ne ia mai puțin. Mai puțin bani. Ok, bun. Acum. Cred că o să mergem undeva să ne refugiem. Să vedem câți oameni mai putem. Ohoho. Bă, în cazul ăsta ne trebuie luptători. Op. TP-ul. Ok, încă niște oameni. Uite, 6. Și încă 3 mai 3. O, nici nu mai putem. Cum avem? Nu avem maxim. Înseamnă că am recrutat deja, sau nu au ăștia. Bă, da, slab, stați la la capitolul recrut. Știți, varză. Hai să vedem aici dacă putem vinde ceva. Un monomar putem, da. O să știi niciodată. Un săbili și astea nu am ce face cu ei. Nici arcul, pentru că... Deocamdată nu am nevoie de arc. Am spus deocamdată. Să vedem ce mai putem ne cumpărăm noi de aici. Ce ne putem ne cumpăra? Bă. Văd că e prea scump pentru tine asta. Uite, așa e perfect. Armor. Să vedem. Ceva așa de să ne arate ca vikingi, tati. Deja avem casca care ne dă un plus. Dar asta n-am arătat ca vikingii. Ne, cred că așa. Cred că așa rămânem. Ne papuci. O, 2000. Fii atent, papucii ăștia sunt mai buni ca ăștia. Și tot ăștia sunt mai scumpi. Whatever. Mi-aș cumpăra pe ăștia. Uite așa. Am de astea cam astea și pot să scad din preț. E bun. Și scuturile astea pentru că nu am nevoie de așa ceva. Iar mierea asta, asta cred că înseamnă honină. Da, miere. O las acolo.
Bun, să vedem dacă ne așteaptă cineva la tavernă. Azi mi-a lui drunk. Nu, nu-i băut, ce vrei tu, mă. Ok, nu stau să citesc alea că nu mă interesează. Bun. Ce mai putem face, ce mai putem face? Să mai facem o bătălie, dar nu am, nu cred că am oameni, nu? 56, 57, 9. Da, nu-mi pasă, fac banii ăia înapoi imediat. Mă duc să ard o 56, 66, hai încă unul. În sfârșit. Bun, avem toți oamenii. Să vedem dacă ardem clădirea asta, poate. Nu, no, încă nu voluntari. Doi. Oricum, oricine vine ce mort. În fine, în afară dacă e King-ul, că în gazul ăsta eu cam l-om. A, perfect. Zicem. Am mâncare, bun. Pită, fish. Am mai mult mâncare decât ar trebui, dar nu contează. Bun, așa cum am normal pot să upgradez. Normal că nu pot să upgradez. Ia să mai facem niște de ăștia așa de vânează. Bun, și acum găsești bătălii. Na, fraierii, hai să ne batem. Surrender or die. Sper să nu fie chat. Yes, nu-i chat. Băi, ești prost. Băi, ia stați acolo. Ca aș avea o... Follow me. Infanterii, stay over there. Nu, arca și strategia. Ca să puteți trage deasupra la infanterie. Infanterii, stand closer. Ok, perfect. Au de gând să atace? Da, ei vor ataca. Ia, cavalerii, stai de aia. Chiar că trebuie să faceți treaba voi. Trebuie să-i apăr eu cumva pe ăștia. La ta. Am dat calul jos. Nu mai înțeleg nimic. Serios. De asta îmi place să stau pe podea. Ok. Bă, că totul pentru moment merge bine. Că am pierdut oameni? Da, 3 și unul rănit. Asta e cu mine, ok, asta e cu mine. Oroțel! De la patio. Ale, n-am să te atai. Oh, shit, sau. Hai, te pas. Bă, măcar l-am țintit. Wow. Frate, nu știu ce au făcut ăla. A, eu cred că din arcaș au murit, pentru că eu am uitat să-i las. Da. Scuzați-mă, eu sunt un pic răcit. Mă rog, nu chiar răcit, na? Da. Da, e un pic. Eu știu o chestie. În timpul bătăliei pot să faci asta.
Ala-i tată, să vedem care mai. În general folosesc ex-ul, mă rog, cel puțin săbii de două mâini, ex-uri de două mâini sau așa, ca să le omor caii. Și sta de o mână să-i omor pe restul. Nici nu știu pe unde mă duc, dar mă rog. Alai, i-am dat în cap. Hai să tăiem copacul. Care-i copac? Dați-l la copac, mă. Ok. Opa. Mi s-au făcut niște de ăștia. Ok, eu ce nevoie? Ăștia știu că s-au gradați. Dar nu mă interesează gardurile și toate. Garduri, da? Deci nu mă interesează garduri. Garduri în general, pentru că eu nu sunt gardian. Ați înțeles? Garduri, Uite, asta cred că aș vrea. Și timpul s-a scurs, cred că am făcut de vreo 20 de minute, dar asta nu este o problemă. Dragilor, ne vedem data viitoare. Sper să putem face 55 de vizualizări la acest videoclip. Vă pup, ceau!